A fost foarte frumos, o experiență foarte plăcută. Am învățat foarte multe chestii, m-am descurcat foarte bine să muncesc în echipă. Am învățat să folosesc autofiletanta. O experiență foarte plăcută și chiar aș vrea să o repet. Da, meseriașilor a fost o experiență de viață. M-am dezvoltat foarte mult pe stil profesional. Am învățat să coordonez cât mai bine și mai eficient echipa. Un hub electric, unde noi am lucrat la panouri de curent, montare de prize, montare biblioteci. Din punctul meu de vedere a fost foarte, foarte bine, mi-a plăcut foarte mult, deoarece am învățat lucruri noi pe care înainte nu le știam. Am învățat să fiu alături de colegii mei, să lucrăm în echipă și să ne înțelegem reciproc, să dezvoltăm idei noi și să le punem în practică. Am avut o echipă foarte frumoasă în care ne-am organizat toți, toți am făcut foarte multe lucruri și totul bine. Mai mult mi-a plăcut la prize, ca să fac prizele, să le construiesc, să bag firele, să le pun în cutie. Acest hub electric este un spațiu care va fi de maxim interes în această piață și asta pentru că are foarte multe funcțiuni, de asta se cheamă un hub electric. Are odată energie de la panourile fotovoltaice. Poți să vii cu laptopul, cu telefonul să-ți încarci ce ai nevoie, să poți să lucrezi aici în spațiu public. Mai ai zonă de bibliotecă, rastel de biciclete. Mai avem o zonă de mesaje unde oamenii își pot comunica dorințele sau nevoile. Deci o zonă interactivă. Avem un panou miraculos în spate, automatizat, chiar de copii. Ei au gândit toată această nebunie și totul se întâmplă într-un singur spațiu care este în formă de A, de la Andrei, ca să vă întrebați de forma lui. Hub-ul a fost creat de către copiii din cele de specialitate din Buzău și alături de mentor au reușit să construiască mai mult decât un hub, o bancă electrică, în care brașovenii pot veni să lucreze în aer liber în această piață nouă deschisă. Am pornit cu niște obiective foarte clare. Ne-am dorit să învețe să muncească în echipă, să respecte organigramă, să învețe să aibă responsabilitate și să ducă lucrul până la capăt. După care am început partea de teorie, ne-a fost foarte frică că nu o să înțeleagă de ce e nevoie de teorie, dar când am văzut că e aplicată, când am început să lucreze la partea practică, am învățat să schimbe o priză, un întreruptor, au montat un bec, au văzut ce înseamnă partea practică de zi cu zi pe care o poate să aibă un electrician, după care am trecut la nebunia din spate și atunci și-au dat seama că poate să fie și fan, au făcut șantier pe muzică, au respectat toate normele de protecție a muncii, n-am avut nici măcar un eveniment nefericit, au primit și sancțiuni pentru întârzieri. Gândiți-vă că la 16 ani au reușit să facă treaba asta. Noi la 16 ani cred că făceam totul și tot aceea. Mie cel mai mult mi-au plăcut faptul că au lucrat în echipă și chiar s-a simțit că se învățau unul pe altul, că nu știau unul să facă, să lege o priză cum trebuie, să ducea la cealaltă și întreba și chiar îl ajuta și spunea bine și asta m-a impresionat că erau dispuși să cedeze din timpul lor pentru colegii. Chiar ne-au întrebat așteptările și s-au ridicat la un nivel foarte înalt. În fiecare an plecăm de aici super obosiți, dar foarte, foarte optimiști pentru că elevii chiar sunt pasionați și dacă investește cineva în ei, fie că vorbim de mentori, de profesori, de părinți, familie, apropiați, oricine poate să se implice și să facă un lucru bun pentru comunitate. Să creadă în ei cel mai mult, pentru că potențialul e acolo. Și că lumea are nevoie de ei. Exact. Pe repetiție, nu am văzături. Lucrezi mult? Lucrezi mult. Primul gând este că aici se lucrează și apar rezultat după o muncă intensă de o săptămână sau două, depinde cât stai pe lucrul respectiv. Deci are efecte. Hub-ul electric, vai, dar mi-aș dori la mine în cartier să am așa ceva. Tot timpul rămân fără baterie la telefon, de aceea ar fi foarte bun să am acolo la purtător, dar măcar să știu în București unul. Nu știu, nu este. Brașovenii iarăși sunt de invidiat. O să plec cu multă invidie, dar de aia constructivă, de aici. Sunteți foarte norocoși să aveți atingerea țării lui Andrei și să îi molipsiți și pe ceilalți, v-aș dori, astfel încât toată țara asta să fie țara lui Andrei sau a cui credeți voi că este important acolo în buletinul vostru. Deci continuați să schimbați ceva. A ieșit fabulos, dincolo de ceea ce au realizat, acest minunat hub electric care va rămâne Brașovului.
Ce au realizat este că au construit o echipă foarte puternică. Sunt extrem de mândri de ei, ne-au făcut și pe noi mândri de ei și pe mine m-au convins că merită să continuăm România meseriașă. Sunt fericită, sunt foarte fericită și tristă puțin. Așa mi se întâmplă în fiecare an, la sfârșit de tabăra meseriașilor. Îmi doresc mult și mă întreb de fiecare dată dacă vom reuși să continuăm. Sper din toată inima să putem să facem asta pentru cât mai mulți copii din România. Continuați să credeți că puteți să transformați România într-o țară mai bună în fiecare zi.